Seara, dragii mei, de frig, de plouă, de bate vântul, omul nostru cântă. De dor, de dragoste, de jale sau de bucurie. Adrian și Călin Istreanu, mă bucur să vă am astăzi în calitate de invitat, dar vă rog să mergeți lângă fetele voastre, să le țineți companie, pentru că vin și eu imediat acolo. Am ținut neapărat să începem pe o notă muzicală această emisiune. De ce? Pentru că avem un popor care știe să cânte. Un popor care cântă cu dragoste și din suflet. Un popor care ține la tradiții și obiceiuri, un neam talentat pe bune. Iar atunci când în familiile frumoase de gospodari mai cresc și mlădițe tinere care merg
merg pe urmele părinților, atunci e frumos și depus în ramă. Omul pe care l-am adus astăzi în calitate de erou principal pe canapea este omul pe care îl cunosc majoritatea artiștilor de muzică populară din această țară. Îl cunosc, îi apreciază activitatea pentru că este gospodar, este bun, este onest, este harnic, e cu soveste și e omul care stă întotdeauna în spate. Nu strânge aplauze și flori, dar este iubit de lumea întreagă și are și o familie frumoasă acasă. Iar o familie frumoasă pentru un artist care e mai mult prieten cu drumul decât cu gospodăria este chiar o idee bună de discutat la o seară în familie. Așa că merg să-mi salut toți membrii familiei Nistreanu și să le spun încă o dată bună seara! Bună. Să începem de la generalul din umbră, de la doamna Gabriela. Degeaba ai dat din cap că nu era vorba de tine. Și, bineînțeles, de la cele două mărgăritare care au consolidat această familie și care sunt absolut convinsă că vă țin împreună. E vorba de Călin și de Niculina sau Lina, cum îți spune tata și mama? Lina. Ei, și bineînțeles, Adrian, cel pe care îl cunosc de o bună bucată de vreme, mai mult din spusele altora, pentru că atunci când vorbim de melodii frumoase, lumea zice, Adrian Nistreanu mi-a făcut orchestrația, el a muncit cu mine la piesă și mai știu ceva despre el. Știu că repară sufletul viorii și e o meserie nobilă, frumoasă și veche, pe care nu știu dacă reușești să o duci mai departe prin membrii familiei tale. Luthier, eu ziceam la început, zic luthier, pentru mine e legat cumva de altă meserie, ziceam legat parcă de lut. Dar până la urmă, așa cum Dumnezeu a făcut omul dintr-un boț de lut și l-a însuflețit, probabil exact așa și luthierul reușește să scoată dintr-o bucată... Să dea suflet lemnului. Acum ai vrea tu să zici mai taci, să vorbim și noi, că de asta ne-ai chemat. Ba nu. Da, luthierul de fapt o dă suflet lemnului. O bucată de lemn de molit de rezonanță, când îl lovești la ciocănire. Uh-huh. Sună extraordinar de frumos. Toaca în mănăstiri, da. E făcută din molit de rezonanță. Ce înseamnă molit de rezonanță? E copacul molit? Da. Viorile se fac doar din molit? Nu. Fața se face din molit de rezonanță. Eclisele și spatele din arțar văluros, așa îi spun. Molitul e un copac scump, apropo, dacă tot molidul vorbim de asta? Molitul crește preponderent în Munții Carpaților, în România. Tu chiar ești omul care iei o bucată de lemn și o transformi? Sau tu ești mai mult cu reparatul, ești doctorul viorilor? Inițial pornisem doar în linia reparării, însă cu timpul am pornit a face, a construit din zero. Bine, există o carte din care se învață meseria asta? Nu. Meseria se fură. Păcate, nu. Meseria se fură. Inițial, când eram încă student la Colegiul Ștefan Neaga, așa, făceam curat într-un atelier la Alexandru Hazin, un evreu care e plecat acum în Germania. Apoi m-am împrietenit cu Mihai Bârlădeanu, cu Pavel Talpalaru și respectiv ei mi-au dat acel giz care să hai, lucrează și apucă-te. Apropo, la permisă, la 35 de ani ai mei, Pavel Talpalaru mi-a făcut cadou un set de lemn pentru violă. Uh-huh. Am făcut violă cu gândul, zic, bine, fac instrumentul prima mea violă și iată. Autodidact a început a cânta la violă. La violă e făcută bine? De mine. Da, sigur. Am fost cu viola asta prima dată la un concert, un turneu în Italia cu orchestrul domnului Mustea. Și acum, preponderent, lucrez acolo la violă, angajat, ca hobby. Angajat la viola. Am învățat și angajat la violă acolo. Fiind. Dar de bază fac vioara cu doamna Verica Andriuță, la mine acolo la școală, la Porumbescu. Și ea este mulțumită. Așa frumos. Da, e școală, sigur, e o școală. Și, e Liceul Republican de Muzică. Da, ești în clasa 12-a, ești în anul terminal, ai un bacalaureat important de dat, dar cred că și mai important este bacalaureatul la vioară, pentru că asta e bucata de pâine și bucata de suflet pe care ai deprins-o în familie, de la mama și de la tata, pentru că și noastră sunteți profesoară de muzică, profesoară de pian. Da, sunt profesoară de pian și activez în Liceul Teoretic Unisifor Ghibu, care este un liceu cu profil, muzical coral. Deci acolo se studiază artele,
se studiază dansul popular, modern, sportiv, se studiază instrumentele, deci variate instrumente, și vioară, și pian, și acordeon, și țambal. Deci este... Și Niculina e sub aripa și Niculina, desigur, învață la, tot la noi, la Liceul Nunețifor Ghibu, la fel la vioară, și Călin, de fapt, a început primii pași să studieze vioară, la fel la Liceul Nunețifor Ghibu, la profesoara de vioară, doamna Valentina Panfil. A reușit scap. Care, deci, care este, nu știu, să zic eu, la noi acolo în liceu, mama tuturor vioriștilor. Deci le pune instrumentul în mână tuturor copilașilor pentru început și face artiști din ei. Și mai departe, deja el a hotărât că va fi destinul lui, va fi meseria lui pe viață. Și am continuat la Liceul Republican de Muzică. De ce clasă ai mers la Porumbescu? Clasa 8, în semestrul 2. Am intrat deja acolo la școală. Dar până atunci am fost la Nunețifor Ghibu, am tot la vioară și pe anul făceam auxiliar din când în când cu doamna Victoria Cătărama. Da. Deci am dat oportunitatea să aleagă ori, cum spun eu, ori să faci om, ori să faci muzicant. Și respectiv ales să fii muzician. E complicată viața unui viorist în comparație cu viața altor instrumentiști care cumva pot să mai lase instrumentul pe o săptămână, două și după asta să revină la el. Eu știu că vioara nu poți lăsa de mână niciodată, pentru că te lasă ea dacă îți place numai să cochetezi dacă cu dânsa. Dacă o lași, te lasă ea. Într-adevăr, așa este. Atunci de ce vă chinuiți copiii? Păi e... Bună întrebare. Apropo, Călin, când ai înțeles că vrei să cânti la vioară și după asta mi-a răspuns și părinții? Târziu a venit la mine gândul acesta. Cât de târziu? Până în clasa 8-a eram impus ca să cânt la vioară. Tocmai până în clasa 8-a... Cam așa, da. Care măsuri, ca să zicem așa. Da, totul se face, inițial se face... Așa, mai forțat un pic. Prin impunere. Un pic. Hai să întrebăm altfel. Tata, de la ce vârstă cântă și cine l-a chinuit la început? Luăm așa, că la mine în familie fiind de medici. Dar s-a cântat. S-a cântat în familie, deoarece mama Lăutar vine... Lăutar de nordul țării, nu? Că vii de la nord. Da. În familia mamei, Dumnezeu să-l odihnească, Leonid Moșanu. E vărul mamei. Și respectiv, cum povesteau ei, și vinea gheaghea Leonia și rupea o bucățică de stuf și cânta la fluiera și ceala și frumos. Acum, bine, asta e. Acum îmi imaginez cu mintea mea, că nu era fluier, era o tilincă, deoarece fluierul are găuri. Dar tilinca are doar o singură gău și respectiv îmi imaginez că el așa cânta și le făcea veselie tuturor moșănienilor. Ai avut unde face școala muzicală când erai copil? Da, sigur, la Briceni erau, și este, de fapt, o școală foarte puternică, o școală de muzică foarte puternică. Inițial, bine că eu inițial am început a cânta la acordeon tot autodidact. Și până în ziua de astăzi am acordeonul la Malâș. Faci chef în familie sau nu? Face. Toți facem, dar când ne adunăm mai mulți și bine, așa s-a primit că ne-am murit, ne-am înrudit cu toți interpreții, cu toți instrumentiștii din Republică, din România. Ne-am murit, ai vrut să zici, ne-am cumătrit, nu? Da. Că așa se ne muresc moldovenii. Așa e primit la noi, așa e primit la noi. Toată țara e o țară de cumătrit. Și respectiv, când ne întâlnim, da, cântăm, dar știți, ultimul timp nu prea. Mai mult stăm în liniște. Uh-huh. Și creăm pentru alții. Da. Dar unde v-ați întâlnit voi doi? Dacă și unul și altul face muzică în prezent, înseamnă că tot muzica e cea care v-a unit. Desigur, tot muzica ne-a unit. Deci am făcut cunoștință când eram studenți și studiam la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Uh-huh. Acolo era, deci, așa o atmosferă. Ascultam mai mulți muzică împreună, de diferite genuri. Ce ne pasiona mai mult? Și așa se făcea că nu prea fiecare student avea un casetofon, pentru că se asculta muzica la casetofon. Și atunci ne adunam era așa pe cer. Nu. Sau și mai vechi. Legenda. Legenda avea viteză. Puteai să dai piesa de două ori mai rar și respectiv să auzi toată melismatica. Serios? Da. Și ne adunam pe cerc de interese, așa, și ascultam diferite genuri preferate de noi, în afara orelor de studiu. Da. Ce ați studiat la conservator piano? La Facultatea Arte Instrumentală, Compoziție și Muzicologie, acordeonul și în paralel pianul. Și el respectiv vioara și în paralel pianul, desigur. Și atunci, deci, așa cumva s-a întâmplat să fie o chimie. Deci am înțeles că casetofonul Legenda v-a unit. Da. Da.
Cam asta e legenda. Pentru că tu nu ai parte de, cum să zic eu, de o perioadă așa de frumoasă acum la liceu, pentru că stai cu mama și cu tata. Din păcate, da. Cum? Din păcate, a zis. Tu nu știi cât e de bun borșul făcut de mama în comparație cu cel pe care îl mănâncă colegii tăi de la cămin. A zis așa frumos Călin, când am luat viola, eram cu orchestra simfonică în care cânt și a fost un turneu în Italia. Mi se pare wow pentru un adolescent să fie deja furat de orchestre importante. Te-am văzut cântând și muzică populară cu tarafuri și orchestre frumoase. Și mă bucur pentru tine, pentru că altul la vârsta ta de-abia dacă iese în fața profesorilor și dă un examen la vioară. Tu ai reușit deja să guși din succes, din scenă, din aplauze, din armonia asta completă, din valoarea oamenilor care sunt alături asta de tine. Asta este doar o mică părticică, urmează un alt turneu care plec pe mai mult timp, pe o lună jumătate și plec în China. Serios? Cu cine? Da. Unde? Cum? Orchestra germană din Hamburg. Orchestra filarmonică, la filarmonică de acolo. Cum ai ajuns acolo? Wow. Eu nu știu să cânt atât de bine la vioară, dar mă face envedeoasă, vorba moldoveanului. Știți, el a participat și la concursul... With Gift International, la... În Marea Britanie. Da, la Londra. Și orchestra asta e o orchestră de tineret mai mult bine, sau nu? E simplu. Te-au văzut acolo, te-au auzit, te-au văzut, te-au auzit acolo, așa, 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 așa și... Și se adună lumea pentru a face un turneu de genul ăsta? Da, sigur, da. Orchestra simfonică de 60-80 de oameni. Doamna Gabriela, ca și mamă, mândră pentru copiii pe care îi creșteți în spiritul ăsta artistic? Desigur, desigur. Și ați întrebat anterior de ce îi chinuim cu vioara, da? Probabil, ceea ce știm noi să facem mai bine, aceea învățăm și pe copiii noștri. Pentru că noi am făcut muzică și nu mai știu dacă exact părinții noștri ne-au impus să facem, ca să zicem așa, instrumente, muzică. Dar eu cred că pentru ei va fi de folos în viață. Și dacă o să fac o meserie din asta, Călin, o să fiu foarte bucuroasă. Și Lina urmează, îi calcă pașii, ca să zicem așa, Lina, este inițiată. Cu ce te lauzi? Hai să te provocăm și pe tine la discuție. Spune-mi din capul locului, îți place să cânti la vioară? Da, sincer? Da, îmi place. Da. Știți, gata, a depășit momentul, a trecut în următoarea etapă. Ce se aude la noi în casă? Într-o odaie Călin, brrr, în altă odaie Lina, miau, 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 miau. Ei că a trecut deja de miau, e ceva mai sonor. Și eu am făcut vioară, știu cum e să încep cu Alunelu. Dar și cu vocea îți place să cânti. Da. Te-ai gătit atât de frumos pentru ca să ne cânti pe scenă, din câte știu eu. Hai să te auzim, după care te mai întrebăm și de celelalte pasiuni. Te rog să mergi așa pe de-a dreptul ca să se aprindă și luminile special pentru tine. Și cred că o să-i dați două bucăți de pâine în geanta vieții, să cânte și la vioară, să-și facă și o carieră solo. Că ați spus o să cânte pentru că merită. Veniți într-o familie în care nu v-ați alentat pur și simplu copiii. Așa că haideți să o ascultăm pe Niculina Nistreanu. Să pui uți ca la el acea.
Mulțumim! Te rog să vii din nou alături de noi. Aș fi putut să rog pe tata și pe Badea să meargă să țină companie cu Vioara pe scenă, dar am vrut să te simți artistă singură, ca să captezi toată atenția. Te simți bine în opincuță? Da! Sincer? Da! Sau umbluci și în ghetii mai bine? E mai comod. E mai comod, da. Bine zis. Au avut grijă părinții să-ți transmită probabil și tradițiile astea, să-ți cumpere un costum autentic. Nu e cumpărat. Ea era un cămeșoi, cum se spune, de facto. Dar era pentru mături și la cineva în baie acoperea țevile, nu se vadă țevile. Zău, sincer, serios, pe bune. Serios, cu așa comoară? Și, da, cu așa comoară. Și eu când am văzut-o, era, avea o pată foarte mare de rugină și mucegai. Am fost nevoit să tăiem, să o facem micuță, cât să o păstrăm. Vorbești atât de pasionat despre costumul ăsta, încât o înțeleg și pe Niculina când era în scenă, că voia toată lumea să-i vadă Catrința, care o istorie aparte. Da, știți... Îmi plac în general hainele care au povești, care ascund ceva în spatele lor. De am pornit... Bine, hai, iertat în fie modestie. Textul meu părține la piesei și... De unde a apărut ideea? Bunica mea, bine cum spune la noi, la nord acolo, mamunea, mamunea Viera, avea tot așa cămeșoi de ăsta, o țin minte, așa, de unde până unde sora mi-a făcut să rost de ea și o folosea ca și cămașă de noapte. Ca în momentul când să-și dea seama ce are, ce comoară are, de pe jur a călcat-o, cusut-o, a readus-o la viață. Exact. Da, și de acolo a pornit ideea, că mi-a lăsat mie mămuța, Ia Veche și Catrința. Ia șase puiuți, puiuți știți ce e? Nu? Puiuți e pui de unt. Nu? Puiuți e pe ie. Iată, hai să zic așa, buchetul ăsta floral. Da? Se numește puiuți. Ca la ea la Cernăuți. Bine că suntem din taică meu din Criva, dar cu rudele toate în partea aialaltă, în Mămăliga, în Șândreni, în Costiceni, în partea cealaltă a Bucovinei. Nu, dar i-am zis că taică-tău vorbește română așa frumoasă, parcă din zona Cernăuțului. Păi da, Cernăuți, da. Și respectiv, când Călină, când a plecat în clasa întâi, taică mi-a zis că să veniți neapărat, eu vreau să-l îmbrac pentru școală. Bine. Cum vă pare? Unde am plecat? La Cernăuți. La Cernăuți, exact. Eu, apropo, am făcut... Hai, bine, dacă cine va râde de mine, va râde. Am făcut prima oară cunoștință cu capitala Republicii Moldova la vârsta de 14 sau 15 ani, când am venit la... La Ștefan Neagă? Da. Până atunci, capitala noastră era Cernăuțul. Acea stradă frumoasă, Cobâleanscă, aia, cu pavaj, așa cum, cum a făcut fostul idil al capitalei, cu pavaj din ăla, fain. Cu pietre. Da. În general, Cernăuțul e un oraș extraordinar. Bine că a mai fost mutilat de construcțiile astea sovietice, dar în realitate e un oraș fenomenal. Și tradițiile frumoase se păstrează tot în zona. Se mai păstrează, dar știți, chiar uitându-mă la rudele noastre de acolo, au fost foarte deznaționalizați. Strașnic. Uneori am presă că hambâțul ăsta de a păstra ce al tău autentic îi face să reziste și să păstreze în lăzile de zestre adevăratele comori, tocmai pentru ca să nu se piardă și ele. Hai să vină niște artiste care te cunosc mai bine decât mine și care ar putea să te burfească, să vorbească despre artistul din tine. N-am fi artist dacă nu ne-am vârpi. Păi dar e firea omului. Până la urmă, din burfă se naște adevărul și concurența tot de acolo apare. Da. Și apoi mai e moldovene vorbă. Dacă nu te grăiești satul, înseamnă că degeaba trăiești. Da, așa e, așa. Și în momentul cam când te grăiești satul, înseamnă că ceva prezinți. Da, și ai făcut ceva. Da, da. Tocmai de asta, nouă, femeilor ne place să vorbim mai mult și femeia am invitat până una alta, că o să vină și bărbați un pic mai încolo. Vreau să merg să le întâlnesc pe artistele care tare îmi sunt dragi, tocmai pentru că sunt autentice, adevărate, sunt într-o bucată. Întotdeauna aș aleg cu grijă repertorul și țin la fiecare cuvânt pe care îl pun pe note. Așa că vreau să le rog pe Silvia Zagoreanu și pe Valentina Volontir să vină pe scenă în lumina reflectoarelor. Ce frumoase sunteți așa îmbrobodite! Bună seara, bine v-am regăsit! Adevărate. Bine ați venit! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, că a stat tare cu mințele acolo pe scaun. E Adrian Nistreanu și familia lui așa cum o știți voi?
cu siguranță. Sau astăzi... Stați să vină ele, de altfel ar putea spune ceva ce nu trebuie. Ceva ce nu trebuie. Da, da, da. Da, cel puțin eu îl cunosc pe Adrian din studenție încă. Aha. Respectiv și pe Gabi. Deci tu știi casetofonul ăla care se dădea la relanti și se copiau notele. Primele imprimări ale Silviei sunt cu finul, deja finul ei, Sergiu Deaconu, copzistul, da. Aha. Eu vioară, Andrei Prohnischi violă și Igor Podgoreanu n-ai. Da, așa deci e. Noi în prima formulă așa prima am lucrat. Formulă. Deci noi am pornit într-un pas încă din studenție. Așa. Și pe Valentina, pe unde ați întâlnit-o pe drumul vieții? Da, cam așa. Ceva timp, deja două decenii de când ne cunoaștem și tot muzica ne-a legat, așa a fost să întâmple, în acele petreceri private. Deci, moldoveanu, și încă n-ați reușit să vă sfădiți de atunci? Ne-am sfădit, ne-am certat, ne-am împăcat, dar știți cum e. E imposibil, tocmai asta discutam în culise. Ei, Adrian merită câteodată așa mai scuturat, fiindcă el ar trebui să stea în față. Chiar să stea undeva în frunte așa, să-l vadă, să-l cunoască toată lumea. Grație vouă am reușit să-l aduc la emisiune, pentru că ne chinuim vreo 2-3 ani tot. Așa este, este o fire foarte și foarte modest. Face lucrurile excepționale, dar că nu știu de ce, dar preferă să stea în umbră. Și faptul că face atâta muzică frumoasă și atâta lume adună, chiar la ideea dumneavoastră, a fost ceva nevoie de timp ca să, să convingem că, uite, se merită și că, într-adevăr, prezintă. Este personalitatea adevărată în domeniul muzicii. Așa e. Cearta de aici pornește cele mai multe ori, Adrian. Bă, nu, un ceartă, pic în mișcare. Cearta mai avem de la acel mordent care nu trebuie să te pus, dar cineva îl pune, zic, nu trebuie. Păi cum dai o... Nu! Acum v-am vorbit un fel de chineză pentru mine, dar mi-am place produs pentru final, știi, clar, care îl aud da, pe sigur, scenă și-mi place. Produsul final... Hai să cântăm! Haideți! Fetele au zis că li fric să te câte una singură pe scenă și au insistat să vii cu arma ta secretă pe scenă. Așa că am dat cu banul, am zis să mai întâi cântă Valentina, pe urmă ne cântă și Silvia. Cu mare drag! Te iau să ne așezăm, lăsăm artiștii din partea întâi, să zic așa, nu din partea a treia, că primii au fost, după asta ne primim, voi sunteți actul 3. Actul 3 acum, și urmează încă vreo două. Mergem să ne așezăm și după asta mai și discutăm. Da, eu vreau să zic că piesa pe care să o interpretez este muzica Adrian Nistreanu și textul Mariana Honceru. Și evident, înregistrată cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutari. Mândră mai cânta fanfara. Thank you.
parcă te face să te îndrepți de spete imediat. Vă rog să veniți să vă așezați. Exact. Nu degeaba am învățat la trompetă mai întâi. Eu mai tânăr și mai liniștit, vreau să stau singur. Să te uzi într-o parte, da. La prietenii părinților. Da. Poți să mă așez aici, nu? Sau? Unde vrei, așa, acolo okay. Te așez. Vreau să spun, Gabriela, prietenii familiei voastre sunt comuni sau fiecare are prietenii lui pe care îi întâlnește pe drumul vieții? Păi desigur că sunt și comuni, sunt și din aceștia care pentru... Fiecare, din fiecare din sfera lui, pentru că el este în orchestră, deci colaborează cu foarte mulți interpreți, foarte mulți muzicieni, instrumentiști, foarte mulți care vin pentru reparațiile instrumentelor, diferite retușuri, ajustări, din start poate să înceapă să construiască un instrument, să-l aducă la condiția necesară. Îți aduce des artiști acasă? Desigur. Desigur. Da. Să știți că așa se face, că probabil bunul Dumnezeu face ca să ne pășească pragul casei doar oameni frumoși la suflet și chip. Oameni buni. Voi, și atunci îi primim cu mare drag. Să gustați din plăcintele gospodinei? Dar noi mergem cu plăcintele noastre. Această familie mi-este atât de dragă. Ziceam încă din... Eu vreau să zic copilărie, că totuși eram niște copii pe la 16 ani și mai târziu așa cu tot felul de năzbâtii din astea muzicale în special, fiindcă așa ne întâlneam noi doar la cântat și încercam să ne punem și noi cumva în valoare calitățile pe care le aveam. A fost o perioadă atât de frumoasă, ulterior ziceai și de plăcintele gospodinei. Am îndrăgit-o pe Gabriela atât de mult, fiindcă, uitați-vă, o familie bogată. Bogată în tot sensul cuvântului, nu doar pentru faptul că aici sunt atâția oameni talentați, dar au un suflet deosebit și noi oarecum ne-am atașat. Adevărul este că în ultimul timp ne-am cam luat noi zborul pe aici, colo și ne întâlnim foarte rar. Tu mă tic, mai vrei o melodie să-ți facă. Adriana asta zicea când zice, tu ai venit acum de la Ungheni, da, am venit la Ungheni, păi trebuie să-i plătim drumul sau mai bine să facă melodie, știi? A doua e bună, da. Dar primele cântece, chiar așa noi le-am ticluit, noi așa din mintea noastră, cum au fost, imprimări, spectacole, nici nu știu cum ne mai ducea capul să-l facem prin studenție. Ne-a ajungea timp pentru totul. Dar acum văd, mă trezesc luni dimineața, când mă uit iarăși e luni. Și iar ai datorii față de cineva. Într-o casă frumoasă, într-o familie frumoasă, cresc copii frumoși și deștepți. Eu de fiecare dată, la capitolul ocupației al lui Adrian, de fiecare dată, când am nevoie de ceva și intervin telefonic, se aude scârțâit, se aude șorțăit de lemn, se aude ceva, vorbește cu mine și roade acolo și se aude mai tare lucrul pe care îl face decât ceea ce redă. Și atunci îl rog frumos, găsești ceva timp și pentru mine. Și el știe foarte bine că am jumătate de ani de când am o idee fixă care, după bună ziua asta, îl întreb, știi ce vreau eu? Știu ce vreau eu și el zice, da, știu că vreau sârbă. Păi bine, această rugăminte a fost adresată și domnului Nicolae Glib. Maestru, pe ce să vă rog o sârbă? Da, pentru că le are atât de frumoase, maestru, chiar foarte frumoase sârbe și vreau din totul adinsul să am repertoriu, piese valoroase. Tu crezi că nu-l rogi cum trebuie. Nu, știți... Bă da, când simt că nu merge rugămintea mea, eu sunt generalului din umbră. Și atunci generalul spune, Valentina, azi nu merge ceva, mâine nu... cred că poi mâine, adică ea deja știe. Deci se întâmplă că artiștii să pună pile cu tine ca să să pună bine cam așa pe lângă soț. Cam așa se întâmplă, că până la urmă tot la el trebuie să ajungă. Uneori fac și ce pot. Nu, glumim. Foarte mult înseamnă cum e îmbrăcat acea melodie. Dar să fie de acolo, de unde trebuie. Nu vrei să ne cânti melodia pe care ți-a îmbrăcat-o, Adrian? Cu drag. E tot de cea nordeană, e pe sufletul lui, da. Da, e tot ca la nord. Unde tot sau de fanfara. Da. Să facem voie bună.
iar vom închina, cu toți ne vom bucura, măi lumii draga mea. Unde cântă muzica și lumea-i pe voia mea, zi și noaptea-și tot cânta, măi uite tot așa. Joc nu stați, cora învârtind, mai chiuiți și strigați după cum vă cânt. Că așa-i la veselie, oameni buni când sunt, măi, știu petreșerea să ții. Hai porniți la joc, nu stați, cora învârtind, mai chiuiți și strigați după cum vă cânt. Că așa-i la veselie, oameni buni când sunt, măi, știu petreșerea să ții. Vom juca și un pahar vom închina, cu toți ne vom bucura, măi lumii draga mea. Unde cântă muzica și lumea-i pe voia mea, zi și noaptea-ș tot cânta, măi uite tot așa, mă. Sunteți, dar o vedeam pe Niculina lângă mama, privind așa spre scenă, nu știu, plictisită sau poate cu mare interes. Și vreau să te întreb, tu în ce rol te vezi mai bine? În rolul Silvei Zagoreanu cu microfonul în mână sau în rolul tata cu vioara în mână? În ambele cazuri, probabil, ar face față. Care îți șade așa mai bine la inimioară? Cu vocea, cred. E mai ușor, nu? Zilina, original, cu vioara și cântând. Cu vioara din și vocal. Cu vioara, dar în prim plan, cu, probabil cu microfon. Sau tot să ieși și cu vioara și cu microfon. Da, eu cred că ea o să fie prima din interprete care o să fie la cel mai înalt nivel profesionist. Și ca violonistă, dar și ca interpretă, pentru că are o voce foarte frumoasă. Călina, așa că nu e adevărat, tu râzi. Ba da. Te vezi pe tine la vârsta ei și zici, Doamne, cât de ușor acum e să îmbraci o pereche de blugi și de ghete și să-ți pui căștile în ureche și să asculti ceea ce ascultă tineretul. Să mai vină doi artiști care toți sunt în prim plan și care, grație vouă, celor care munciți în spate, au un nume de rezonanță în țara asta. El a ajuns chiar un brand de țară, dacă vreți, pentru că numele lui vorbește despre multe, despre creație, despre tradiție, despre omul gospodar de la sat. Și apropo, dacă tot zicea Silvia că acum ori plătești drumul de la Ungheni, ori faci o melodie, acum trebuie să plătești drumul de la Pepeni, nu? Pentru că vreau să vin aici pe scenă maestrul Nicolae Glib și mlădița lui mai tânără Isidor și Cristina. Cristina? Vin... trei în unu, dacă pot să zic bună așa. Ziua, bună ziua, sunt bine, oameni pentru care numele Glib lucrează de la sine. Acum dăm voie să zic lucrul ăsta și nu o să greșesc. Isidor, Cristina și tata puilor ăștia doi. Maestre, bine ați venit. Acum nu cred că ați auzit ce am zis, dar eu am zis așa. Copiii ăștia au profitat de un nume pe care l-ați clădit cu greu și l-ați făcut. Și astăzi lucrează pentru ei. E bine să porți numele ăsta, nu?
E bine, sigur, sigur că da. Cred și eu că e bine, da. Deci bine v-am găsit și mă bucur enorm de mult că am fost invitat să fim alături de Adrian Nistreanu, bunul meu prieten, coleg de la Orchestra Lăutarii, cu care colaborez ani de zile și deci încredințez tot repertoriul meu, cântecele mele, ca să le orchestreze el. Clar că mai am și alți prieteni care mă ajută, dar cel mai mult este Adrian. Hai să mergem să ne așezăm, că acolo discuția curge mai lent. Lăsăm pe Isidor pentru început să ne cânte. Așa este. Și lăsăm melodia voastră proaspătă, nouță, pentru final. După care vii și te alături și tu la discuție. Cristalină, apă de izvor, câtă frumusețe în ochii mândrelor. Tânăr sunt și viața-mi place, măi, măi, dorulii, măi, mândrelor nu-li dau pace, măi, măi, dorulii, măi, mândrelor nu-li dau pace, măi, măi, dorulii, măi, cășelor așa-li place, măi, măi, dorulii, măi. Luminoasă, nu te ascunde nor și îmi luminează calea până-n zori. Să nu dorm la minim pat, măi, măi, dorulii, măi, cât eu sunt flăcău în sat, măi, măi, dorulii, măi, cât eu sunt flăcău în sat, măi, măi, dorulii, măi, să iubesc nu-i păcat, măi, măi, dorulii, măi. Dacă nu acum, lume spune când, să iubesc ce-mi place, cât tânăr eu sunt. Tinerețea-i ca o floare, măi, măi, dorulii, măi, frumoasă, dai trecătoare, măi, măi, dorulii, măi, frumoasă, dai trecătoare, măi, măi, dorulii, măi, ca un răsărit de soare, măi, măi, dorulii, măi. Cristalină, apă de izvor, și-am să beau din tine după ce mă-nsor. Cu nevasta vom veni, măi, măi, dorulii, măi, setea noi vom potoli, măi, măi, dorulii, măi, să bem apă din ulcior, măi, măi, dorulii, măi, tot cu dragoste și dor, măi, măi, dorulii, măi. Muzica populară, într-adevăr, este apa cristalină de izvor. Te rog să vii, așa să-mi faci mie companie pe cealaltă parte a drumului. Cristina, mai rar te-am văzut în lumina reflectoarelor. Da, acum spune-mi, cum te simți între atâți artiști? Mă simt minunat și vreau să spun mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte onorată. Vreau să zic că noi suntem norocoși, fiindcă îl avem pe tata ca îndrumător în ceea ce noi vrem să realizăm la fel pe plan muzical, deoarece el este, să zicem, baza la tot. Și el e sita care știe să aleagă doar ceea ce este bun și de valoare ca să scoată în scenă. Corect. Și atunci când avem nevoie deja de un om iscusit, când vine vorba de orchestrația unei piese sau ceva ornamente de adăugat, îl avem pe Adrian, lângă noi. Mulțumesc frumos, Adrian. Mersi mult. Isidor, azi e la modă să spui cine ți-a făcut textul, melodia și orchestrația. Așa că zi-mi ce ai cântat acum. Am cântat Lina Cristalină. Această melodie a apărut după așa primul an, când am început în 2009 a cânta. Și atunci am venit la Adrian și am spus că uite, am o melodie. Lui a plăcut și îi mulțumesc prin această cale. Interpretul face, dar cel care face orchestrația
împrumusețează tot ce se numește cântec și când apare în lumina orchestrației cu orchestra, e cu totul altceva, e o minune. Și asta o face Adrian Nistreanu. Și bineînțeles, când o sună maestru Nicolae Glibel, nu poate să refuză, îi lasă pe ceilalți la coadă. Așa, e chiar recent, în câte zile? În două zile? În două zile, da, făcut două piese, două cântece. Și Cristina e de mic cântă. Ea s-a visat întotdeauna cântăreață, interpretă. Dar a fost să fie că a făcut facultate în alt domeniu, dar cânticul... Ce meserie ai în viață? Aproape de actă? Meserie de farmacistă. La farmacie. Și, dar... Deci gramele de fericire știi să le pui. Știu, da. Da. Și m-am bucurat foarte mult că când a bătut la ușă, la tăticul ei, și spune că fă-i și ei vreo două, trei cântece. Dar cum e Sidor, dar e artist cu nume mare, dar eu încă n-am ieșit pe scenă. Și Sidor pășește alături cu mine, fiindcă din mai multe motive, nu numai că cântă frumos și cântă amoșerit. Și băiatul tata. Da, dar e chestiunea că el îmi este și de ajutor. Am și eu o tinerețe, așa să spunem, că când îmi vine greu să mai merg și la volan, să mai merg, să parcurg drumuri, Sidor este alături cu mine, mergem împreună și prezentăm cânticul nostru popular, adică deci oriunde unde suntem solicitați. Cristina întotdeauna este aceea care vrea să aibă cât mai multe cântece frumoase. Mă strădui, dar știți că este foarte greu de ajuns să ai un cântec frumos. Eu cred că ultimul cuvânt muzical este al domnilor voastre de pe scenă, pentru că trebuie să încheiem frumos această emisiune. Sunteți atât de frumoși toți, în primul rând că sunteți îmbrăcați ca în casa cea mare a moldovenilor. Acum, uitându-mă la voi, cumva mă gândesc de ce n-am pus și eu o ie și o catrință pe mine. Dar stă bine, apropo. Am încercat măcar un pic să fiu în tonul vostru. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați făcut o sărbătoare pentru cei de acasă. De mult nu au fost pline canapelele astea de atâta personalitate, de atâta muzică bună și de calitate. Acum vă dați seama ce se întâmplă zi de zi la ei în casă, în familia Nistreanu? Pentru că de la orele 9, deci deja cineva le trece pragul, sau după o vioară, sau să-și ia altceva, niște note, nu știu cum, și până seara târziu așa se întâmplă, pentru că eu frecvent sunt în ospiție și le mulțumesc pe această cale. Adrian, special pentru disponibilitatea de a pune umărul foarte sigur și foarte în crearea repertorului meu, pentru că cei mai multe piese îi aparțin lui și text și muzică și aranjament, nu mai zic. Mulțumesc! Atunci să fiți sănătoși, să aveți poftă de muncă, poftă de creație și nu pierdeți legătura dintre voi, pentru că atâta timp cât veți fi prieteni între domniile voastre, atâta timp cât o să vă adunați la depănat povești, atâta timp noi o să ne bucurăm de melodii frumoase, de calitate, autentice, cântate, așa cum voi știți să le faceți și să le cântați. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Cine nu știe să știe, măi dorule, dor, dragostea iubăție, măi dorule, dor, dragostea vere mare, măi dorule, dor, pentru omul care o are, măi dorule, dor, dragostea vere mare, măi dorule, dor, pentru omul care o are, măi dorule, dor. Ce paciștea, măi, dorule-ți-dor, dar unde trece urâtul, măi, dorule-ți-dor, se înnegrește pământul, măi, dorule-ți-dor.
trage dragostea prin apă, măi dorule dor. Și strigă că nu se neagă, măi dorule dor. Taur tu pe uscat, măi dorule dor. Tot strigă că s-o necat, măi dorule dor. Dragostea e avere mare, măi.